Vasilica Cecheraș mi-a pus mâna pe picior și prostie să o suc. Aia a spus că nu ești genul meu. Și m-a oprit și mi-a dat până și chiloții mi-a tras. Și-a băgat mâna la mine între picioare. Și mi-a dat cu șaurma în față. Și mi-a început să-mi dea cu pumnii. Că ce m-a bătut și m-a umilit și m-a scos în drum afară dezbrăcată. S-a întâmplat vineri noaptea, în data de 24, a fost invitată de o prietenă de-a mea să mă duc la un party la Club Zimaret, Brenner, să mergem, să ne distrăm, să așa. M-am dus cu de la ea de acasă, m-am dus și cum a venit și ne-a luat cu mașina, fiind nașul lui Vasile Cicherașu, fiind nașul lui și cu prietena mea. Ne-am dus la club, tot a fost ok. În drum spre mașină, Vasile Citeraș, deja am și ea numele, deja au început să pună mâna pe picior, în noaptea asta bem, în noaptea asta ne distrăm. Eu n-am zis nimic, n-am luat în considerare. Prietina mea s-a întors și a zis, nu, că glumește, așa e. Bun, acolo... Da, tot eu de curs cum trebuie, nu mi-a avut nicio treabă, încă a închinat cu mine, toate. Și tot mi-a spus că în noaptea asta ne distrăm, dar vezi că dimineață, zice, vii cu mine. Și eu am zis, nu mă duc nicărie, nu, că vreau să te duc la Barcelona, 3 zile, să mergem, să ne distrăm mai mult. Cu cine am fost? Și am zis, nu vreau să mă duc nicărie, nici nu l-am luat în considerare. Spre dimineață, când am venit, ne-am oprit, eu am venit cu... nașul lui cu prietina mea, ne-am oprit la Speedy și el a venit cu altă mașină, Vasilică. Și venind acolo la Speedy, ne-am cumpărat, eu pe banii mei mi-am cumpărat un toast, gen shawarma. Și încă am mușcat din toast și Vasilică a venit la mine și a zis și eu vreau să mănânc. Și am mușcat din el și am zis, ia-l tu, am adus să-ți comand altul. El a spus că nu. Și eu i-am dat toastul la un om de acolo care, na, era amărât. Și am zis de acolo că mergem acasă. El a zis că nu, că să mergem la ceva altfel de party, parcă așa o zis să mergem să bem și am zis că nu vreau, eu vreau să mă duc acasă. A spus prietena mea, sigur, Monica, o să vii acasă. În drum de la Speedy, chiar înainte să intrăm în parcarea de la pe Victorie, de la magazinul de unde stau, aici și locuiesc. Și chiar când să ajungem, Vasilică Cetieraș mi-a pus mâna pe picior și a zis, dar cum te dai jos? Zice, nu merg nicărie, că o vorba că vii cu mine. A zis, nu mă duc nicărie, eu vreau să mă duc acasă, nu că viu la tine acasă, la mine nu vii, că eu am un copil de 14 ani. Bine, copilul nu era chiar momental acasă, că era la mami, la țară, la Nist. Și eu când să mă dau jos, el mi-a pus mâna pe picior și am avut o fustă cu capse. Mi-a tras așa fusta, mi s-a desfăcut capsele și a zis, nu, dar vii cu mine, dar cât aia mea o zis să-ți dau ca să îmi prostie, să o suc. Și am zis că tu nu ai bani ăia ca să trebuiască să-ți o suc ție, cu atât aia am greșit. Că am zis că nu îmi trebuie bani pentru că eu nu fac... pe bani, nimic, că dacă fac din plăcere, dar i-am spus că nu ești genul meu, nu te supăra eu, pe mine nu m-a povestit nimeni și eu nu fac pe bani și o dați să scoată bani că ea îți dau, că eu am, tu știi cu cine vorbești și am zis, nu mă interesează cine e și m-a oprit și mi-o tras până și chiloții mi-o tras și am zis, te rog, lasă-mă și o băga mâna la mine între picioare și am zis, te rog frumos, lasă-mă în pace, o zis, cum, zice, dar tu și m-a înjurat și m-a făcut curvă. Zice, eu care am o grămadă de bani și a început să mă lovească și mi-a dat, nu, prima dată mi-a dat cu șaorma, a avut șaorma lui în mână și mi-a dat cu șaorma în față și mi-a fost rușine că au fost oameni care au mers la lucru din dimineața și mă cunoaște, că fac chiar în parcare unde muncesc eu și eu am zis, ia uite, vezi, eu aici muncesc de 10 ani de zile, eu sunt o femeie umilă, eu nu mă fac pe bani.
Și el atunci a început să-mi daie cu pumni că eu îmi permit ca să-l umilesc pe el. Că cum îmi permit eu că eu nu știu că cine e el? Și am zis, nu mă trezează cine ești, pentru mine ești un nimeni. Și a început să-mi daie cu pumnii în față, mi-a dat și în ureche. Mi-a pierdut și un cercel. Și atunci s-a băgat nașul lui cu pretina mea, s-a dat jos din față, că ei erau în față. Pretina mea conducea, s-a dat pretina mea repede jos, deja când mi-o dat cu pumnii și ea m-a tras pe o parte și pe Vasilică l-a tras pe cealaltă parte. Eu imediat mi-am dat seama ca să sun la poliție, mi-a luat telefonul din mână și am sunat repede la 112. Eu de acolo nu mai îmi dau seama că Vasilică a și dispărut, dar nașul lui cu pretina mea au rămas, pentru că imediat în 3 minute au și venit de la poliție, nu știu, câteva mașini de echipaj și eu eram dezbrăcată, fusta mi era desfăcută, încă m-am ținut un preț, mi-a venit și mi-a pus capsele. Și m-a dus poliția acolo la municipiu, am dat declarația, am spus tot ce s-a întâmplat. Am stat câteva ore la poliție, de la poliție am venit acasă, m-am schimbat, că tot am fost șaorma în cap și cum am fost plânsă. Și am făcut repede un duș și m-am dus la spital și de la spital am stat așa acolo câteva ore când mi-au făcut CT-ul pentru că mi-au curs sânge din ureche. Și apoi am venit acasă și am stat liniștită. Cum am ajuns acasă, m-a contactat nașul lui telefonic și a zis, Monica, cum ești? Ești bine? Am zis, am început și am plâns. Am zis, nu-s bine deloc, ia ce mi se întâmplă, ia cum îs, de vânătă, ia, am o fisură pentru că am CT-ul și l-am dat... Zic că îți arăt CT-ul pentru că am o fisură de 5 cm la creier, așa mi-a spus de acolo. Și o zis nașul lui, nu-i bai, hai să face să fie bine, vin, zice, acum îți dau 2000 de euro. I-am spus, nu-mi trebuie, că mie nu-mi trebuie bani. O zis, bine, hai că îți dau 5000, vin peste oră sau mâine. Și am zis, nu, că vreau să mă duc la medicina legală luni, pentru că, zic, ea, îi sâmbătă, îi închis. Cel a zis, bine, contactează-mă cum a fost astăzi, sâmbătă. Astăzi l-a contactat nașul meu pentru că a zis, mă, ce se întâmplă aici? Ia, fata are la cap leziunea aia de 5 mm la cap, zice, nu rămân așa lucrurile. Ce se întâmplă? A zis, l-a sunat pe Vasi Ceterașul, bă, cum să facem să ne întâlnim, să vorbim cu ea. El a zis, du-te la Selmont aici, la referent sus pe scări, ne-a pus într-un local, a venit și el și am vorbit și a zis, tu, Moni, îmi pare rău, chiar îmi pare rău. A zis, mă, Vasilică, de ce m-ai lovit așa de rău? Ce am dat? Eu nu vreau să umblu la poliție, eu nu te-am dat la Vasile Dale. A zis, ce că m-ai dat, deja știe și nevastă mea, știe toată lumea, dar pe nu trebuie să mă lovești, eu ți-am spus, zice... Nu-mi dau seama, nu mi-aduc aminte de nimic. Zic, cum se poate, mă, Vasile, să nu-ți aduci aminte? Și apoi el n-o zic nimică, nu-i bai, zice, cât îți trebuie? Eu am scătel, mă, la ce leziune mi-ai făcut și la tot ce mi s-a întâmplat și rușinea, pentru că eu nu am vrut să ajung pe posturile, să fiu rușine, mă sună toată lumea, că ce s-a întâmplat? Zic, eu nu vreau să ajungem până acolo. Zic, te rog frumos, dă-mi 10.000 de euro și eu mă duc și mă tratez și pentru rușine și pentru loviturile și tot ce mi-ai făcut. Eu zic, da, bine, în 2 ore vin și-ți aduc banii. Te contactez. Nu m-a contactat, că eu m-am întors la magazin, la lucru, că am fost pe schimbul 2 și imediat m-a sunat maica mea și a zis, Monica, ce s-a întâmplat? Zice că ești pusă la România TV, că ai cerut bani și că el nu mă cunoaște. Eu lucrez la magazinul ăsta de 10 ani. Lucrez. Eu sunt o femeie umilă. Pe mine nimeni nu m-a arătat. Nu trebuie nici nu se pune în discuții. Și eu acum, mâine dimineață, mă duc la medicina legală, mă duc tot și eu, mie nu mai trebuie de acum înainte să se știe niciun ban de la el. Nu mai am pretenții de niciun ban, dar să-și facă dreptate. Atâta doresc dreptate. Pentru că ce m-a bătut și m-a umilit și m-a scos în drum afară dezbrăcată. Atâta cer să recunoscă tot ce-a făcut. Pentru că și e destul de bine și am și filmări și la mine pe Facebook și pe stătăt am cum a fost împreună. Atâta am de spus, altceva, nimică. Legea să-și pună dreptatea și mie nu mai trebuie nici 25.000 de euro măcar, nu mai trebuie, nu 7.000, cum a zis el, îți aduc în 2 ore 7.000 de euro. Mi-a luat, au făcut un screenshot de pe CT-ul de la cap,
au făcut, atât au făcut screenshot și au zis, zice, nu-i bai că mă duc și vorbesc cu nevastă, mi-am duc și fac rost de bani și îți aduc. Și am așteptat în două ore să-mi aducă 7500 de euro, că așa am rămas și nu mai mergeam la medicina legală, nu mai, eu n-am vorbit cu nimeni, eu nu l-am dat pe niciun post, eu încă nu mi-am spus punctul meu de vedere ce s-a întâmplat. Eu atât am zis, bă, eu am avut bani ca să-mi plătesc o sticlă de Prosecco, nu o trebuie ca dacă mi-ai dat și am băut 3-4 pahare ca să ajung să aproape să mă violez, că m-ai scos dezbrăcată din mașină și m-a văzut toată lumea și plus m-au văzut și polițiștii cum am fost. Nu știu nimic legat de aceste acuzații și ce pot să vă spun este faptul că în cursul dimineții am fost sunat de câte o persoană de sex feminin care mi-a solicitat suma de 10.000 de euro pentru a retrage plângerea formulată împotriva mea. Sunt victima unui șantaj. Urmează să iau legătura cu avocatul meu să ne interesăm dacă este într-adevăr o plângere formulată împotriva mea. Știu persoana, am cunoscut-o seara aia cu vecinul meu care a fost acolo, dar nu am avut probleme de genul. Eu am început să facă ceva circuri acolo mașină și m-am dat jos de mașină și am plecat acasă. Când astăzi dimineață să mă trezesc că dacă ne înțelegem, ea nu se trage plângerea. 10.000 de euro și că cumva că banii ăștia nu sunt o sumă la mine, că banii pe un eveniment.